După cum vedeți, pe lângă colegii mei consilieri, sunt în sală o serie de cetățeni și v-aș ruga să vă înscrieți la interpelări, atât dumneavoastră ca și consilieri, dar în primul rând cei care au venit în sală, să ascultăm de ce au venit, să notăm problemele care sunt și aș vrea să notez o ordine, în primul rând pentru cetățenii din sală, după aia pe colegii mei consilieri. Vă rog, cine să înscrie la discuții la interpelări? Duican, domnul Duican, o dată Florea, da? Altcineva? Vă rog? Dintre dumneavoastră să înțeleg că ați venit cu o problemă sau... Domnul Șerban? Șerban Ion. Deci să înțeleg că din sală nu mai vrea nimeni dintre cetățeni. Vă rog, domnii consilieri, notez. Dulce. Domnul Dulce Marius. Da, am notat. Altcineva? Domnul Ariciu. Dumitru. Altcineva, vă rog. Domnul Buzea. Doamna Valica. Ok. Bun. Astea sunt înscrierile la rând. Le vom dezbate și vom asculta pe oameni până vom trece la ordinea de zi. Deci primul înscris la cuvânt este vorba de domnul Duitan Florea. Solicităm din 1900 și ceva ca pe Tudor Vladimirescu să umble la canalizare. Pentru că canalizarea de acolo nu mai corespunde preluării apelor menajere care merg de la blocuri. Am vorbit și cu domnul director Neacșu, am o grămadă de adrese făcute atât la primărie cât și la apă. Am rămas cu ele și nimeni nu întreabă. Am acasă cârlit, mă duc în stradă, ridic capacul, mă uit, văd dacă e nevoie, sun la apă. Vine, într-adevăr, mașina de sundă. Dar e obligația a locatarilor să facă treaba asta. Bun, am notat. S-a mai notat și altă dată, domnul vice, și fără rezultat. S-a făcut o intervenție acolo între blocurile la B16 și B15. S-a săpat canalizare, s-a făcut, iar blocul B15 încă nu era acordat la canalizarea care a făcut-o. De ce nu se urmărește? De ce trebuie să plătim noi toate oarele sparte pe care cei de la apă le gestionează? Da, domnul Duncan, am notat și acum o să profit după ce o să spună și ceilalți colegi ai dumneavoastră, profit de faptul că domnul director Neagu este aici cu domnul director Neagu și o să încercăm pe loc un răspuns și eventual niște măsuri care să ducă la rezolvarea problemelor pe care le-a dorit. Vă mulțumesc foarte mult și am o satisfacție deosebită pe care vreau să o împărtășesc și consilierilor noastre și publicului care e aici. Am văzut la prefectură, într-adevăr, un prefect care vrea să facă treaba. Curtea prefecturii arată extraordinar. Sperăm cu ajutorul dumneavoastră și a Consiliului Județean ca această clădire de patrimoniu să fie pusă cât mai repede pe picioare, să nu ne trezim că o luăm cu buldozerul, să o dăm afară din oraș și să rămână un loc liber pentru construcții de locuințe. Vă mulțumesc foarte mult. Ce țin minte, domnul Vicar, are ieșirea din subsol, știți cum este distribuția prin subsol? Către Tudor Vladimirescu, rețeaua nouă care s-a făcut canalizare, s-a făcut pe partea cealaltă a blocului. Mutarea, din sensul ăla, în partea asta, este instalație interioare. Eu vă mulțumesc. Domnul Șerban Ion, vă rog. Bună ziua, domnule președinte de ședință, stimați consilieri și onorați participanți la ședința de astăzi. Antigon Victorul meu a atins probleme. A doua problemă pe care mă ne mulțumește pe mine personal și pe foarte multe populații din zona unde locuiesc eu, este vorba de serviciile pe care le aduce poliția locală. Deci sunt total nemulțumit de poliția locală. Eu personal, deci am văzut, nu să-mi spun altcineva, și am și urmărit personal.
Deci poliția locală în piață ce face? Vine și se duce la o amărâtă de bătrână care vine cu două legături de pătrunjel și o amendează pe aceea, iar pe ceilalți, la ceilalți, întoarce spatele. Nu-i întreabă de ce prețul este cu 4,99 sau cu 5,99 și nu. Am atras atenția nenumăraților comercianți de lucrul acesta și mi-a zis, dacă vă convine, bine, dacă nu vă convine, iarăși bine. Părerea mea este că eu, personal, iarăși vă spun, nu am văzut, legea este dată deja acum, nu am văzut un milițian de la poliția locală care să amendeze un cetățean care a aruncat un mug de țigare jos, care a spart semințe, stă pe bancă, a spart semințe, cu un alt oraș ale țării a început să se întâmple. La noi de ce nu se poate face lucrul acesta? Eu deja, dacă ați urmărit pe Facebook, am dat deja ieri și am solicitat desființarea poliției locale. Poliția locală nu justifică salariile care le ia. Banii sunt din banii bugetului, din banii noștri, ai tuturor de aici, nu vin din bani de la buget, de la Ministerul de Interne. Desființarea acestei poliții locale, trecerea celor care corespund la poliția municipală și reînființarea sectoriștilor. Deci pe vremea când erau sectoriștii, acei oameni știau în arealul lor ce se mișcă și la 12 ziua, că noaptea e patrulat. Știa ce se întâmplă. De ce nu, la noi nu se poate face lucrurile acestea? Am înțeles, domnul Șerban, mulțumesc frumos. Da? O să profit de faptul că l-am aici și pe directorul de la PIETE, este domnul Mare, așa și domnul Angel de la Poliția Locală, în măsura în care pot să vă răspund, o să trecem și la răspunsuri, dacă nu v-aș ruga pe cei implicați în întrebările pe care cetățenii municipiului le-au adresat, vă rog să le transmiteți aceste răspunsuri în scris, rămânând ca la sfârșitul ședinței, cei care ați interpelat, să ne lăsați adresele și numărul de telefon pentru a putea să vă transmitem și în scris răspunsurile mai în detaliu pe care colegii noștri de la implicații în problemele astea să vă lămurească. Domnul Marius Dulce. Deci mă interesează în mod special, așa cum am mai discutat de fiecare dată, când a început să se modernizeze acest bulevard Titulescu, aveam acolo o statuie, un monument în fier, care, din păcate, știind că are valoare și este în patrimoniul nostru, este aruncat undeva pe câmp, în fostele grădini. Este deteriorat, strâmb, zgâriat. Vreau să știu, să mi se răspundă în scris, cine se face răspunzător de vandalizarea acestui monument. E pretențios. E mult spus asta. Nu știu dacă este mult sau puțin. Ideea este că mi s-a spus, am intervenit de atâtea ori în Consiliu și mi s-a spus că o să fie mutat într-un loc unde bine stabilit, dar dacă considerați că acolo, în mijlocul câmpului, da, este bine stabilit și este locul lui acolo, așa îndoit și aruncat, mie mi se pare că ne bate în joc de ele. Chiar dacă este din metal, dar dacă vă duceți și vedeți, o să vedeți că este strâmb, deteriorat și nu cred că artistul respectiv va fi de acord ca munca lui să fie aruncată undeva acolo. Bănuiesc că este un protocol încheiat. Drept urmare, vreau să mi se răspundă cine se face răspunzător de toate acestea. Okay. În perioada următoare, toate aceste monumente, care le fac parte dintr-un program, vor fi mutate în zona în care ai văzut acest monument, deci pe toate le vom aduce în zona aia, vom face un parc tematic. Dar acolo vom să facem stadion? Nu, facem e loc și de stadion. Deci tot în zona aceea e un... Nu știu, este o creație care a luat premii, vă spun, la Berlin, la Washington, astea niște opere care timpul le va da valoare, ca să știți. Generațiile care vor veni sunt abstracte ele, dar generoase, că află, dacă ați citat Germania, Franța, Statele Unite, se află în locuri foarte bine, unde să circule oameni, să vizioneze, să vadă aceste opere. Puneți-le, eu zic, să le revopsiți, să le lăsați la locul lor. Nu vă mai jucați cu operele. Care de tate, s-a rupt în două monumente. Eu n-am da. Adus să intervin, ci eu să... Mulțumesc, mulțumesc, domnul Dragul, l-am aici pe Florin Rădulescu, care poate să ne dea câteva lămuriri acum pe loc. Florin, te rog.
Bună ziua. Lucrarea de care vorbește domnul Dulce a fost mutată acolo, pentru că, așa cum spune domnul viceprimar, va fi făcut un parc tematic. Mutarea s-a făcut cu acordul autorului, a fost contactat și și-a dat acordul pentru mutare. Iar pentru celelalte lucrări de care a spus domnul viceprimar, este vorba de Lupoaica, care a fost mutată undeva în perioada 2004-2008. Asta ca să știți, în asta, domnul Dragu. Și e vorba de Ecvestra, cea care este lângă hotelul Hestia, în greșit. Și va fi făcut un parc tematic. Deja tema este dată în lucru la Facultatea de Urbanism a Universității Ion Micu din București. Ce aș putea să vă mai spun? Restul, nu, eu vorbeam și de faptul că este deteriorată. Deteriorată acordul la fiecare artist. Parcul ăsta tematic nu se poate face fără aprobarea Consiliului Local. Consultați-ne și pe noi. Este facem prinsă... o tematică. Domnul... Adică faceți voi. Pe care bani? Pe banii noștri faceți, domnul Florin. Este prinsă... Și domnul primar sau... Nu se poate așa, să mutăm operele așa că facem parte tematică. Hai să fim serios, să arunc lucrarea în două rupte, domnul Florin. Pe rost, te-ai dus să studiez. Domnul Dragu, eu să-l aduc cu artist când... încoace, când o vede, vă spun, vă dă judecată, pe toți. Domnul Dragu, dacă... nu se poate așa, domnul Florin. Vă spun niște... când a fost... Multe lucruri, vedeți să le ștergeți așa, să le distrugeți. Nu se poate așa, te țineți la lucru. Că s-a făcut cu mare greutate și cu voluntariat, adică fără bandă la Consiliul Local, ca să știți. Numai cu voluntariat și artiști au lucrat. Și noi am contribuit, vă spun, și eu, cu bani personal, mi-am pus la masă pe artiști, probabil 2-3 săptămâni, adică nu se face cu eforturi mari. Vă rog foarte mult să țineți la ope și lăsați-le unde sunt. Nu mai faceți parcuri tematice, că nu sunteți în stare. Poți să continui? Florin, avem o discuție separată, nu are rost acum, răspundem cu domnul Dragu, cu domnul Dragu o să mai discutăm, dânsul e inițiatorul și, mă rog, s-a ocupat de asta și are o dragoste mai mare. Mulțumesc, domnul Dragu. Și al doilea punct că mai am aici. Nu înțeleg de ce mai continuăm să spargem trotuarele pe Grivița din moment ce nu facem nimic în spate. Chiar nimeni nu ia în calcul totuși că trotuarul e un loc în care circulă pietoni. De unde mai circulă pietonii dacă noi fărâmăm trotuarele? Și nu punem nimic la loc. Nu mai spună de disconfortul pe care îl creăm pentru că fiecare cetățean, ca să intre în curte, trebuie să-și facă o punte. Am avut noroc că n-a plouat, că altfel Dumnezeu cu milă. Haideți să nu mai spărgem. Mergem așa, continuăm. E clar că niciunul nu poate să țină, că și constructorii probabil nu pot să țină același ritm, dar nici să spargem așa într-una și să ne ducem, ce să faci? Că peste tot nu poți să circul pe Griviță. Trebuie să iasă pe carosabil ca să poată să circule. Și atunci, Doamne ferește, să se întâmple ceva, că după aceea o să dăm vina unii pe alții. Eu vreau să spun că în această situație Consiliul Local nici de cum nu are. Dați-mi voie să dau cuvântul domnului consilier Aliciu. Într-o ședință din 2017 a Consiliului Local, noi am avizat o hotărâre de Consiliu în care am alocat un stabiliment pentru construcția unui ansamblu de locuințe pe strada Dumbravei. Nu Dumbravei. Nu Dumbravei. Da, Dumbravei. Dumbravei. Acea construcție care este începută și părăsită, locul C15AB, autorizația de construcție, autorizația de construcție trecut 2017, finalizare 2018. Suntem în 2020. Ea este ridicată 30%, 20% cred. Da. Care este problema acestui ansamblu de nou? Sau din ce cauză el nu a fost finalizat? Când ați venit cu proiect în Consiliu, a spus că aveți bani, aveți tot ce trebuie. Da. Când s-a dat o autorizație de construcție, s-a dat termen de finalizare, 2018. Dumneavoastră, ca și executiv, ați trebuit să urmăriți și să se împlinească ceea ce am hotărât aici. Ținem cont că este ansamblu de locuințe sociale, de ceea ce orașul nostru de ce lipsă. Este foarte adevărat. Pe de o parte, sigur că avem partea noastră de vină, pe altă parte și constructorul și forța de muncă ne-au făcut să ajungem la situația asta. Constructorul nu are un contract? Constructorul nu prea are lucrători.
încercăm, da, vinele lui, sunt... nu are o scuză că n-are lucrători. Dacă are încercam un contract să fie la termen... Dar încercăm să vă răspund. Nu, constructorul... Exact. Da. Dar a lucrat și pe banii lui o vreme, după care, văzând că primăria nu-i mai dă niciun ban, a zis că fac muncă patriotică, pe firmă privată. Mulțumesc, Silvia, pentru ajutor. Sigur că e un subiect... Dar am ajuns în situația asta, adică în 2018... Din cauza multor probleme care apar... Când ați venit cu proiectul, dar, era bugetat, aveați bugetat, aveați bani. Eu zic să purtăm discuția asta separat, pentru că văd că e și televiziune. Foarte bine că e și o televiziune. Și să nu mă provocați, că pot să vă dau răspuns. Păi chiar vă, pe mine nu mă deranjează. Sigur că și noi avem o parte de vină, asta este... Dar vă mai pot spune cine nu ne-a dat bani. Problema palatului. Are perfectă dreptate. Așteptăm acest palat să ajungă ca poșta veche, ca să luăm bani pe fonduri... fonduri europene sau din bugetul nostru ca să îl aducem în stadiu bun? Domnilor, e orașul nostru. Face parte din orașul Călăraș. Orașul Călăraș a și ce dat. Atunci haideți să o lăsăm să dărâmă. Poate a avut un răspuns, da? Domnul consilier. Domnul consilier, aveți dreptate. Da. Te adresez. Îi răspund eu că știu. Și noi suntem proprietari. Ești la tine. Nu, suntem proprietari acestui domnilor. Oraș. Până indirect suntem proprietari. Domnilor. Mai am o întrebare. Tot către executiv. Bulevardul Titulescu, acel renumit bulevard care ați venit cu un proiect extraordinar de frumos arătat pe hârtie. Vreau și eu o informare cu suma cheltuită până la 31. Cred că nu s-a terminat, nu? Nu. Vreau și eu suma cheltuită până... Și decontată până la... Dar nu la 31, la 12. Nu știu de contată. Când ați venit cu el, aveați bani în buget. A spus că aveți bani. Banii sunt. Pot pune în discuție și adresa lui Alitran sau facem o discuție separată? Eu de când Alitransul a depus aceste adrese, cred că e a patra oară, am tot solicitat și eu și domnul Buzea și cred că marea majoritate să dați un răspuns acestor oameni. Să dați niciun răspuns. Până adresa pe care a trimis-o acum și pe care ne-a spus-o la dispoziție zilele acestea, doresc renegocierea contractului. Ce răspuns le dați, domnule? Domnul Ariciu, suntem într-o continuă discuție cu Alitransul. De 6 ani. În așa fel încât lucrurile să fie, în primul rând, legale. În așa fel încât Consiliul Local să nu fie... Mă lași să-ți dau un răspuns. Dacă mă lași, dacă nu pe la asta. Și spun ceea ce știu eu. Totdeauna am dat răspunsurile care mi s-au părut potrivite. Acum, dacă vă convin sau nu, e cu totul altceva. Deci ce vreau să vă răspund? Așa cum secretarul primăriei este aici și așa cum bine știți, n-am fost târât așa în niște lucruri ne la locul lor, drept pentru care vrem să studiem. Avem o comisie care lucrează cu Alitransul pentru a-i se da și a renegocia contractul cu toate elementele care sunt legale. Asta pot să vă răspund la momentul ăsta. Mai mult decât atât, dacă vă interesează, oricând doriți convoc această comisie, vă stă la dispoziție, chemăm și reprezentantul Alitransul. Din câte știu eu, lucrurile sunt aproape finalizate. Domnul președinte, dacă erau finalizate și dacă această comisie, la ceea ce a spus dumneavoastră, la ceea ce v-am răspuns, această comisie își făcea treaba și era în discuții cu Alitransul, cred că această solicitare asupra Consiliului Local de a renegocia, de a-i acorda renegocierea, nu ajungea la noi și... E dreptul acestui operator să solicite și să vă facă informații. Cel mai simplu se rezolvă. Toate lucrurile se rezolvă. Facem o comisie, dar nu știm să facem și treaba. Vă aștept într-o după-amiază. Poate reușim împreună și cu dumneavoastră sau cu cine vrea să participe, mai sunt câțiva consilieri care au pregătire în domeniul ăsta și de ce nu, poate urgentăm treburile și le rezolvăm și e foarte bine. Da. Domnul consilier Buzea, vă rog.
Acest proiect trebuie pe care am primit o ședere la el, și anume în care ne spunem și termenul. Să verificăm tarifele, este corect conform contractului. Nu este treaba mea că nu sunt specializat. Avem comisie mitică. Acea comisie trebuie să ia. Adică noi ce propunem în 10? În 10 zile, domnul director, comisia să se întrunească datele pe care el le are aici, conform contractului. Nu putem să mai negociem nimic. Contractul este imobil. De ce? Simplu. El a făcut parte din tot dosarul de licitație și nu pot să modifici nimic. Iar culmea, contractul este foarte bun. Corect, Mariane? Juridic, tehnic, cum vrei să-l iei. Este foarte bun. Trebuie să ne aplicăm asupra datelor pe care el le are. Deci, în principiu, le are dreptate, unde habar nu am dacă are sau nu, cifrele astea trebuie luate cu acta. Fiecare, toate cheltuielile pe care el le inserează aici. Și felul ăsta spune la final, da, domnule, avem să-i dăm sau nu avem să-i dăm. Deși acum urmează o perioadă de regularizare, când se închide din mâine financiar situația, să vedem, i-am dat mai mult, i-am dat mai puțin, în felul ăsta, dacă i-am dat mai mult, considerăm în avans plată, dacă nu, trebuie să revenim la ceea ce el solicită. Repet, el are dreptate, în principiu trebuie să analizăm tot ce spune. Corect. Dar contract, de mai legat. Mai aveți și alt subiect? Domnul președinte. Mulțumesc frumos. Dau cuvântul doamnei consilier, Valica. Vă rog, doamna Valica. De când am început acest mandat, am plecat la drum cu o singură problemă pe care eu vroiam, în timpul mandatului pe care îl avem cu toții, să rezolvăm o problemă pe care am ridicat-o de la început. Poate că știți, că știți că eu cu asta de mai multe ori am intervenit. E vorba din căldurile. E vorba de invazia de țânțari și invazia de muște. Acum au apărut și niște gândaci cuturoși care miroase și urât. Gândaci. Mă scuzați, domnul profesor. Am emoții. Ce să zicem? Vă rog să mă... Nu țineți cont de modul, de problema pe care o ridică domnul consilier. Deci, asta vroiam să spun, că acțiunea aceasta a început, dacă a început, pentru că dintr-un material pe care și dumneavoastră îl aveți, înaintat de cei de la Sanepid, pe care arată, conform normelor de începere a acestei acțiuni, începe din luna martie, care trebuie să fie pentru muște, iar pentru țânțari, începând din luna aprilie. Timpul trece. Să știți că și insectele, ca și florile, nu țin cont dacă suntem... A văzut că e cald, ghioceii deja au apărut. Mâine, poimine, poate că... Vedeți că am avut un anotimp de iarnă aproape destul de ușor. O să vină perioada cu ziua mare. Vreau să... Este vorba, nu e vorba de mine, este vorba de bătrânii și mamele copiilor mici care sunt nevinovați și cer acest confort minim pentru acest de a conviețui în acest oraș. Cred că populația orașului nu cere mult de la noi, mai ales că, vedeți, taxele le ridicăm când vedem la apă că nu ajunge, la salarii ridicăm, când la gunoi ridicăm, iar populația, eu vă spun, n-a mai ridicat această problemă și eu vreau să ridic, pentru că conduc o activitate unde sunt peste 100 de femei, prin care întreabă, doamnă, de ce ne mărește apa? De ce ne mărește gunoiul? De ce ne ia decât o dată, nu știu, cei de la case? De ce ne ia, nu știu, decât o dată sau nu știu cum să ia și acolo tot la fel? Că urbanul lua altfel. Deci sunt niște probleme pe care cetățeanul nu poate să le aducă să vină aici, dar prin noi trebuie să ne ascultați și să luați măsuri, pentru că e păcat. E un oraș sărac din punct de vedere economic, sunt câteva vârfuri poate care au salarii bune, sau, dar oamenii de rând, să știți că o duc destul de greu.
să găsească aceste instituții soluții de rezolvare a problemei, nu argumente. Să găsească soluții de rezolvare, să reducă personalul, să găsească specialiști buni care poate să facă în loc de trei, să facă numai unul, că și eu să știți că nu mi-a mărit clientul străin un cent nu mi-a dat în plus. Și trebuie să găsesc soluții să pot să dau salariile și tichetele la oameni la timp. Deci, doamna Balica, toate strădanile dumneavoastră și munca dumneavoastră, să știți că s-au concretizat astă toamnă când am încheiat un contract din ăsta multianual, în așa fel încât suntem în stare la orice, pe când e cazul. Deci când e cazul, vom da, suntem în măsură să acționăm. Deci în orice moment putem să acționăm. Deci avem cadrul legal în urma discuțiilor pe care le-am avut cu dumneavoastră și bine le-ați ridicat. Din punctul ăsta de vedere, anul ăsta veți vedea că suntem pregătiți la orice moment să facem aceste lucruri.